Proiectul Deschideți mintea, nu fi închis, aduce realitatea cruntă a consumului de droguri în fața elevilor. Într-o inițiativă de impact desfășurată la liceul cu program sportiv din Iași, polițiștii de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu Penitenciarul Iași și Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Iași, au pus în scenă un adevărat apel la conștientizare. Elevii au fost implicați într-o activitate informativ-preventivă menită să crească gradul lor de siguranță și să prevină atât traficul cât și consumul ilicit de droguri și substanțe psihotrope interzise, precum și faptele de violență asociate acestor fenomene. La data de 22 noiembrie anul curent, polițiștii din cadrul Biroului de Analize și Prevenire a Criminalității Iași, împreună cu Penitenciarul Iași, Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Iași, au desfășurat o activitate informativ-preventivă la liceul cu program sportiv din Iași, în baza proiectului Deschideți mintea, nu fi închis, pentru creșterea gradului de siguranță a tinerilor și prevenirea traficului și consumului ilicit de droguri sau substanțe psihoactive interzise și a faptelor de violență. Beneficiarii acestor activități preventive au fost un număr de 180 de elevi și 11 cadre didactice. Elevii au fost familiarizați cu aspecte legislative esențiale privind consecințele încălcării legilor penale de către minori. Au fost dezbătute și strategii de prevenire și combatere a traficului și consumului de droguri și substanțe psihotrope, cu accent pe consecințele grave ale acestora. Pentru partea de prevenire în școală, unde desfășurăm cea mai mare pondere a activităților noastre, activitățile au ca obiectiv principal neînceperea consumului de droguri sau evitarea transformării consumului de droguri ocazional în consum dependent. Consumul de droguri trebuie să privească orice instituție și orice persoană la nivel național, pentru că prevenirea antidrog de fapt ar trebui să se denumească, după părerea mea, educația antidrog. Într-un moment profund, doi deținuți din penitenciarul Iași, condamnați pentru trafic de droguri și infracțiuni violente, au avut ocazia să împărtășească experiențele lor cu elevii. A fost un dialog direct unde cauzele și efectele deciziilor care i-au adus în spatele gratiilor au fost expuse fără menajamente. Scopul a fost de a arăta că alegerea consumului de droguri poate avea consecințe devastatoare și că violența asociată acestui fenomen afectează nu doar individul, ci și societatea în ansamblu. Elevii au avut ocazia să înțeleagă consecințele legale și umane ale alegerilor lor, fapt ce ar putea contribui la reducerea riscului de implicare în astfel de practici periculoase.